Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul de YouTube Analiza Tehnică SUA, unde astăzi vă fac o surpriză, sper eu, plăcută și începând cu acest video să încep o serie întreagă de lecții din punct de vedere al analizei tehnice, pentru că am observat că există o mare sau foarte mare mari lacune din acest punct de vedere printre traderii de investiție pe bursa din America. Am observat foarte clar că marea majoritate, procent foarte mare, 80-90%, se uită din punct de vedere fundamental la o companie, dar neglijează complet partea tehnică care te ajută să intri cât mai bine în piață, să ieși cât mai bine în piață, să minimalizezi pierderea și să maximizezi profitul. Am observat foarte mulți dintre trader, atât pe BVB cât și pe cei din America, că în aceste momente piața cade, America, indicele american, companiile americane cad destul de rău. Foarte mulți dintre voi sunt pe pierdere rău de tot. Mulți mi-au scris deja. Unii dintre voi au fost abonați pe alte canale de YouTube care la rândul lor au format anumite grupuri private contra cost. Ei dădeau semnale și acele semnale erau mai mult din punct de vedere tehnic. Și ca orice investitor destul de slab pregătit sau, mă rog, spunea că pe orice corecție este bine să cumperi și cum scădea piața oleacă, unii de pe YouTube îndemnau pe cei care îi plăteau să cumpere, astfel încât, din nefericire, unii dintre ei au cumpărat Facebook-ul din februarie, NIO pe la 50 și ceva, alții pe la 30, acum cred că este vreo 10-12 dolari, dacă nu și mai jos. Din acest punct de vedere, pe celelalte două canale, pe Crypto și pe BVB, am observat că nimeni nu cunoaște analiza tehnică, am decis să fac câteva tutoriale și am început deja pe cele două canale. Voi începe cu acest video aici, dacă o să văd că vă place, dacă primesc feedback pozitiv în comentarii, dacă voi vedea că crește numărul de vizualizări, voi continua, dacă nu, nicio problemă. Eu vă arăt pe acest canal analiza mea și, după cum ați văzut, într-o proporție foarte mare, în ghilimele le nimeresc, adică prețul face ce spun eu și credeți-mă că nu sunt vreun sfânt, nu am clar viziune. În calendarul creștin nu mă găsiți ca Sfântul Răducu din Bacău, ci efectiv nu mă vedeți deloc. Așa că eu știu doar analiză tehnică și nu mă bag la analiză fundamentală. Lucru care l-am făcut exact în acest video. Am demonstrat că analiza fundamentală, din punctul meu de vedere, nu valorează absolut deloc. Pentru că și-am făcut aici două comparații și am și demonstrat și fundamental, analizând vreo 20 ceva de minute, o companie, această companie ACB, care fundamental stătea foarte, foarte prost și graficul evident că cobora foarte, foarte mult. Apoi am arătat din punct de vedere fundamental, analizând tehnic sau analizând indicatorii Intel, care stătea beton la toate capitolele și când te uitai la grafic, vedeai că el crește ca făt frumos, a crescut ani și ani de zile și doar uitându-mă la grafic îmi dau seama dacă stă prost sau bine într-o companie. Și evident, analizând graficul, știu când să intru, când să ies, unde mai coboară prețul, unde să urce, astfel încât să maximizez profitul și acest lucru, pas cu pas, vreau să vă arăt. Vreau ca aceste lecții să fie destul de scurte, de maxim 15-20 de minute, astfel încât atenția voastră să fie 100% pe aceste informații tehnice. Evident că o vom lua gradat, pas cu pas și vom învăța elementele de bază din analiza tehnică și anume
ce sunt și cum folosim candle stick-uri și aceasta va fi și această lecție, linii de trend, medii mobile, indicatori, divergențe, Fibonacci, suport și rezistențe, harmonic price pattern, etc., etc., Gun, Pitfork, Elliot, etc. Și toate le vom adapta la graficele de pe companiile americane și evident voi lua cele mai mari, cele mai puternice companii și chiar la momentul prezent să vedem dacă tot ceea ce eu vă arăt se pupă, să spunem așa, cu graficele fiecărei companii. Bun, titlul acestui video, după cum îl vedeți, se numește Câștigă bani acum, astfel încât o să vedeți că chiar din acest video nu am pus întâmplător acest video sau cu scop pur comercial, o să vedeți instantaneu cum putem folosi aceste două patternuri sau unul singur de fapt pe bearish și pe bullish, astfel încât să minimalizezi pierderea și să câștigi cât mai mulți bani. Și haideți să începem, repet, vreau să fiu un video cât mai scurt posibil. Astăzi vom învăța un pattern numit engulfing în cele două variante ale sale, bullish și bearish. Și pentru că piața acum este într-o cădere completă, haideți să ne uităm și să începem prima dată cu acest pattern bearish engulfing. Observați că bara verde, deci cumpărătorii sunt extrem de puțini și această bară roșie sugerează că vânzătorii sunt foarte puternici. Această bară deschide cumva în această zonă, ea crește, crește, crește. Cumpărătorii cred că în continuare pot să investească în companie, dar la un moment dat coboară și se închide prețul aici. Apoi se deschide această candelă cu această bară. Cumpărătorii cred că vor merge, dar vânzătorii sunt din ce în ce mai puternici și fac ca prețul să îl împingă în jos, astfel încât el ajunge la un minim de preț în această zonă, revine puțin spre finalul zilei, astfel încât observăm aceste două bare, că cumpărătorii sunt foarte mici și slabi și această bară mică se vede că este incorporată în această bară foarte mare și ca regulă generală, datorită a ceea ce v-am explicat acum, eu am descoperit, am făcut această regulă pe care orice începător trebuie să o memoreze. Practic, ea este și foarte, foarte logică. Din acest motiv am și scris-o și anume acest pattern îl căutăm doar la final de trend up. Am și explicat de ce, pentru că pe măsură ce trendul se apropie de final, cumpărătorii sunt din ce în ce mai mici, volumele scad, mai apare o divergență, vânzătorii văd că urșii, mă rog, nu mai au putere, pardon, taurii nu mai au putere, vânzătorii încep să iasă cumva la atac, încep să vândă, mulți se bucură de profitul care l-a avut și îl descarcă, vând acțiunile și atunci bara aceasta este pe deplin justificată și precum și putem căuta acest pattern pe parcursul trendului descendent, când prețul coboară, coboară, unii cred că trendul este la final și atunci mai cumpără, din potrivă nu este așa și vânzătorii sunt și mai puternici și atunci ei în continuare vând și putem să intrăm sub acest pattern, stop loss-ul aici, take profitul mult mai jos. Dar aceasta este teoria, ceea ce vreau ca voi să rețineți este să rețin acest cuvânt engulfing și nimic mai mult. Evident că și acest pattern care vi l-am explicat foarte, foarte logic. Dar cum practica pe maestrul face exercițiu, haideți să luăm un prim exercițiu și l-am luat pe graficul de la Intel, da? Graficul daily care se află, observați, chiar în acest moment, prețul continuă să coboare și să mai atingă acest target, dar asta este cu totul altceva. Și ceea ce vreau eu să faceți, evident, cei care vor să învețe analiză tehnică și să o combine cu analiză fundamentală, dacă sunteți foarte, foarte împătimiți și vreți să petreceți
ore întregi căutând acele companii pe care satisfacă dorințelor și a strategiei voastre. Pardon. Putem lua acest pattern foarte frumos și ne plimbăm cu el pe grafic. Bine, voi trebuie să-l memorați, să faceți ca mine. Dar după ce l-ați memorat, deci o lumânare micuță, fie verde, fie chiar de culoare roșie, incorporată în bara mare roșie. Aceasta să fie obligatorie bară mare și aceasta să fie incorporată în ea. Și practic mergem. Așa cum am spus, nu ne interesează să fie în mijlocul trendului ascendent, ci în trendul descendent, precum și la vârf, și coborâți practic cu acest pattern și luați bară cu bară să vedeți dacă undeva pe graficul de la Intel, pe graficul daily H4, H2, H1, pe cum tranzacționați voi, fie investitori, fie speculatori ca mine, eu mă duc până pe graficul de H1, de la daily H1 și puteți coborâ frumos până vedeți acest pattern. Pentru cei care pardon, vrea să practice în acest moment, sfatul meu este să puneți acum pauză pe butonul acestui video și vizual să vedeți să luați bară cu bară, candlestick cu candlestick sau lumânare cu lumânare, să vedeți dacă acest pattern există undeva pe acest trend descendent. Eu nu voi sta după voi că pierdem timpul, asta o face cine vrea. Eu haideți să vă arăt acum unde se află pe acest trend descendent, precum și pe la mijlocul său sau pe parcursul trendului descendent această bară. Dacă luăm și ne uităm, observăm că avem o bară verde care este incorporată în bara roșie, chiar dacă este cumva mai sus și nu la mijloc. Important este să nu iasă în afară. Da? Uite, exemplu, cum este această bară. Vezi, această bară este în afara barei verzi, deci nu se pune, ci dacă era în interiorul ei, da. După cum vedeți, această bară este în interiorul barei roșii, nu iese în afară, deci avem un bearish engulfing și unde îl avem, dragii mei? Exact în vârful trendului ascendent, așa cum eu am spus în această regulă, la final de trend up sau ascendent sau cum vreți voi să spuneți, precum și pe parcursul trendului descendent. Revenim din nou la grafic. Unde credeți că îl avem? Evident, îl avem din nou la un, zic, maxim de trend, la o corecție, mai bine zis, a unui trend descendent, care practic îmi arată că prețul va continua să coboare. De ce? Acum poate ați înțeles și încă o dată avem din nou, chiar dacă este roșu sau verde, este incorporat în ea, din nou îl avem în vârful corecției, da? Prețul a căzut, a făcut o corecție, am găsit patternul. Prețul a coborât, a făcut o corecție, mi-a găsit patternul, prețul a coborât. Dacă voi, de exemplu, intrați în această zonă sau sub această bară, puneați un order, sell stop sau puneați aici un sell stop, aveați de câștigat foarte, foarte mulți bani doar din acest pattern. Evident că nu este o strategie în sine, ci acest candlestick va veni la pachet cu medii mobile, cu indicatori, cu linii de trend, cu pitfork și acolo vom crea strategii, dar ca idee, în momentul când vedeți prin presă sau mai vedeți pe unul care se pricepe la analiză tehnică sau când spun eu, vedeți că trendul este pe final și voi vedeți aici, șansele ca prețul să coboare sunt mari, voi ați marcat profitul cât mai mult, da? Ați maximizat profitul și din acest punct de vedere acest pattern vă ajută și acum ați înțeles de ce am dat această denumire. Câștigă bani acum cu acest pattern pentru că
v-a scutit de chinul, în ghilimele, de a vedea cum banii voștri se duc și sunt convins că mulți sunt pe minus acum și dacă vedeau anumite semnale de analiză tehnică, poate se gândeau de două ori, dar asta e, ați înțeles ideea, deci voi acest lucru trebuie să-l faceți pentru voi, nu pentru mine. Haideți să mai luăm un exemplu pe piața, tot așa pe trend descendent, tot acest pattern, bearish engulfing. Rugămintea mea este să memorați acest cuvânt și acest pattern și după ce vom face vreo 2-3 lecții cu pattern-uri diferite, o să fac un video, poate Doamne ajută și chiar live, astfel încât să trecem prin diverse companii aleatorii, deci la alegere, și să căutăm cele 2, 3, 4, 5 pattern-uri, să le vedem dacă își justifică importanța pe care maximă eu o dau la acest candlestick. Bun, hai să mai luăm o companie pe trend descendent. Și am luat-o pe NIO, toată lumea, tot românul tranzacționează NIO. La fel, nu mai insistăm, ați prins ideea. Ne uităm bară cu bară, bară cu bară, să vedem unde găsim acest pattern. Vă uitați frumos, frumos, frumos. Evident, dacă îl memorați, este și mai bine și cumva trebuie să memorați acest pattern, deoarece la un moment dat, când vă uitați pe grafic, să recunoașteți fără să stați cu poza în față. La început este bine să stați, dar o să vă las câteva zile pentru până voi începe un alt video, astfel încât voi să învățați acest pattern mental, să învățați această denumire și să, oricând, la orice oră, dacă cineva vă trezește din somn, să mergeți pe orice grafic, fie de piața americană, fie cea pe Bursa de Valori București, fie pe cripto, fie pe forex, fie pe aur, fie pe petrol, gaze și ce mai vreți voi, pe orice piață de pe această planetă, orice țară, să identificați acest pattern. Și o să vedeți că lecțiile care urmează o să vă descrețească frunțile, o să vedeți analiza tehnică la cu totul un alt nivel, care nu l-ați bănuit până acum cât de puternică este această ustensilă. Și nu vă luați după unii habarnaviști de analiști fundamentali care spune că analiza tehnică se ocupă doar cu trecutul prețului, cu trecutul acelui grafic. Gândiți-vă cât de să expir adânc, cât de slab mental este acel om, că dacă un lucru nu este folositor, de ce aș mai da importanță? Dacă nu mi-arată viitorul, de ce aș mai sta să învăț ani de zile analiza tehnică, dacă nu mă ajută cu nimic? Evident că vorba lui Einstein, mai degrabă dezintegrez un atom decât o prejudecată, așa că cine este deschis la minte, doar să mă urmărească și să se convingă singur de ceea ce eu vă arăt aici. Bun, revenind la acțiunea noastră, avem NIO Daily, da? Vă plimbați cu acest pattern, țic, 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 și haideți să, dacă vreți, puteți să puneți pauză acum pe butonul de la acest video, să-l identificați în grafic. Eu nu fac acest lucru și haideți să vă arăt unde anume îl găsim. Iată, dragii mei, că, pardon, din punctul meu de vedere, scuzați-mi vocea, azi am mai făcut vreo două videouri și stau cu cana cu apă în continuu și beau, 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 evident, doar apă. Iată că, din nou, prețul a făcut o... A, este, ne aflăm în trend descendent, prețul a făcut o corecție, l-am găsit în acest vârf, prețul iar a căzut, iar a făcut o corecție, iar l-am găsit la vârful corecției și tot așa. Apropo de investitorii lui Pește Prăjit de pe net, care vorbesc aiurea, iată cum puteai să am un abonat pe canalul de BVB, unde unul din abonați mi s-a plâns că a plătit sume frumoase, să spunem așa, pe lună, pentru ca unii din cei care iau bani pentru semnale pe America,
le-a dat pontul să cumpere NIO pe la, nu știu, 40 și ceva, chiar 30, uitați-vă la 32, ați avut semnal aici, piața cade. Cum să cumperi pe trend descendent este cea mai mare prostie pe care poate să o facă cineva. Din nou, observați aceste două paternuri, că piața va cădea. Următorul video va fi exact cu acest pattern care se cheamă Harami. Da? Și acest Harami, observați această bară verde, o bară mică roșie, semn clar că prețul va continua să cadă. Evident că acel habarnavist de investitor de analiză tehnică și de canale de YouTube și reclamă furibundă și agresivă pe Facebook și pe e-mail-uri vă îndeamnă doar să vă abonați la canalele, la canalul său, să intrați în grupul lui și vă păcălește cu sumele care le are. A cumpărat Facebook în februarie, puteți să verificați unul din videourile sale, că am deschis eu de câteva ori și restul mi-a venit să fug, câtă necunoaștere sunt la acei indivizi de pe acel canal de YouTube și site și ce mai au eu acolo agresiv. Bun. Voi judecați cu mintea voastră, din nefericire unii o păzesc rău de tot la buzunar, dar frumos se putea vedea short, se putea vedea, o să vedem săptămâna viitoare acest Harami, din nou bearish engulfing aici, prețul coboară și în continuare de la 32 a coborât undeva pe la 19, a urcat cumva la 24, din nou bearish engulfing și prețul a coborât undeva pe la 14, 13, 12 dolari, nu știu exact că nu m-am uitat, nu sunt interesat. Adică scopul lecției era cu totul altceva. Bun, sper că ați înțeles ceea ce am făcut. Tema voastră pentru acasă, în ghilimele, evident că nu. Doar o să vă întreb peste câteva zile cine și-a făcut tema sau nu. Tema este să luați acest pattern, să-l memorați și să căutați pe orice companie de pe bursa de americană, bănuiesc aceasta, tranzacționați pe acest canal, și să vedeți, luați pe graficul weekly, daily, H4, de două ore sau ce platformă aveți voi, căutați acest pattern. Atât și nimic mai mult. Bun, pardon, hai să mergem mai departe și să analizăm și acest pattern. Se cheamă bullish engulfing, evident că vă dați seama că acest pattern ne îndeamnă la creștere și unde îl vedem, este bine să fim atenți la el și din nou vânzătorii sunt foarte puțini, bara de roșie este mică, cumpărătorii sunt foarte mulți, volumele cresc, deci gândiți-vă că acest pattern și am și creat și regula care este opusă patternului anterior și anume acest pattern îl căutăm doar la final de trend down. Pentru că pe măsură ce trendul se apropie de final cândva, rețineți cândva, vă uitați la divergențe, vă uitați la volume, dar vom discuta în timp. Vânzătorii scad, cumpărătorii intră cu putere, cu agresivitate la cumpărare, astfel încât această bară verde incorporează în ea bara roșie. Și evident îl vom căuta la final de trend down, precum și pe parcursul trendului ascendent, deci niciodată nu îl căutăm într-un trend down în desfășurare. Observați că am făcut fundalul culorilor draperului Americii, roșu, albastru și alb. Pe celelalte canale l-am făcut specific fiecărui canal și haideți să mergem mai departe tot pe acele două companii, Intel și NIO, de data aceasta îl vom căuta la final trend descendent sau down și precum și pe parcursul trendului ascendent. Voi vă plimbați vizual, îl memorați, vă plimbați vizual bară cu bară să vedeți dacă veți identifica acest pattern în piață. Pe trend descendent nu ne interesează, dacă îl vedeți, ignorați. Bun. Cine vrea dintre voi acum să se identifice, puteți să puneți pauză pe video, pe acest video și să-l căutați.
Evident că eu nu voi face acest lucru și iată că eu deja am găsit două astfel de patternuri și îl avem frumos aici. Ia uite că prețul la un moment, această zonă era în jur de, să spunem, 50 de dolari, a atins un maxim de 68, deci se putea intra la cumpărare, evident, analizând și altceva, de exemplu, o linie de trend, dacă tăiam, spunem că avem așa o linie de trend aici, prețul era candela sau patternul era deasupra liniei de trend, poate era o linie mobilă, o combinație, vom vedea mai târziu în lecțiile viitoare dacă sunteți interesați. Deci prețul a crescut, a făcut un gap mare și frumos în sus. Din nou pe trend ascendent sau up vom găsi din nou acest pattern, semn că prețul va, ne arată că prețul va continua să crească. De la 50 și cât o fi aici 58, prețul a crescut la 68. Mergem să mai vedem încă o companie, așa cum v-am învățat. Nu are rost să analizez 4-5 companii. Vreau să prindeți ideea și nu să pierd eu timpul, că așa eu pot să stau 2 ore, să iau 10 companii cu fiecare pattern și fac 40 de exemple. 1, 2 mi se pare cel mai bun pentru cei care vor să învețe. Dacă aveți vreo nelămurire, vă rog să îmi scrieți în comentariile acestui video referitor strict la ceea ce am prezentat în grafic, dar mi se pare că sunt convins că toată lumea este foarte inteligentă pe canalul meu, analiza tehnică SUA, și a înțeles perfect ceea ce vreau de la voi, dacă voi vreți să deveniți trader adevărat din punct de vedere tehnic. Repet, pe graficul de la NIO, tot graficul daily, pardon, chartul daily, vă plimbați cu privirea să vedem dacă descoperim acest pattern. O să vedeți că acum îl faceți ca și exercițiu, dar la un moment dat, de exemplu, un weekend, n-are rost să vă uitați ce a făcut în trecut. Vă uitați să vedeți dacă în weekend s-a creat vreun pattern, acest pattern, și vă uitați la ultimele 2-3 candlesticks sau lumânări. Nu are rost să vă uitați în trecut. Acum doar facem un exemplu pentru ca voi să vă formați, ca să spunem așa, ochiul, să identificați foarte rapid acest pattern. De-a cursul timpului vă voi prezenta încă cel puțin vreo 4, 5, 6 patternuri extrem, extrem de puternice, astfel încât cu un 5-6 patternul candlestick deja puteți să fiți maestru în candlestick-uri și să identificați foarte bine oportunități de a ieși din piață, să-ți maximizezi profitul și să minimalizezi pierderea, pardon, și telefonul, am uitat să scot sonorul. Și să maximizați profitul vânzând exact când trebuie, să băgați astfel bani în buzunar, să nu fiți pe pierdere cum sunteți marea majoritate acum, când piața continuă să coboare. Și după ce ați făcut acest lucru, haideți să vă și arăt, ia uitați, o bară mică roșie care se incorporează în bara verde și avem un semnal de long, am pus și pus săgeata. Din nou aici avem și prețul, evident că ușor ușor crește. Din nou avem o bară mică roșie incorporată în bara verde. După cum vedeți, prețul a început să crească. Ia să vedem, uitați ce frumos, avem o bară mică, verde, deci nu contează culoarea acestei bare, important este să fie mică și să fie incorporată în bara mare verde și prețul a crescut. Din nou, bară mică roșie incorporată în bara mare verde și evident că prețul a crescut. Din nou mai avem incorporată o bară mică roșie în bara mare verde și evident că prețul a crescut, a făcut și un gap. Deci dacă cumpărați de la, să spunem, 2 dolari și ceva, sau hai să spunem aici 3 dolari, deja prindeați 9-10 doar pe baza acestui pattern. Puteați să cumpărați puțin aici, cumpărați aici puțin, piramidați pe creștere. Nu știu că am uitat cum se spune pe
pe bursă, eu sunt vinde pe Forex și acolo se spune piramidare pe măsură ce cumperi gradat. Și cam am dat deci două exemple pe fiecare pattern, pe Intel și pe NIO, atât pe piața descendentă, cât și pe piața ascendentă. Tot ceea ce voi trebuie să faceți începând din acest moment, repet, să memorați, pardon, hai să punem mai mare. Da, îl punem undeva, hai să-l punem aici, să memorați acest pattern, bullish engulfing, precum și, ia să vedem, bearish engulfing, aceste două le memorați și căutați pe orice piață pe care, pe orice grafic practic puteți să căutați acest pattern. Am rugămintea pentru cei care cu adevărat vor să învețe să înmemoreze acest cuvânt, clar și bearish engulfing sau bullish engulfing, pentru că la un moment dat voi face video live și cei care vor fi acolo și mi-a urmărit video, căutăm împreună într-un mod armonios, jucăuș, mai facem o glumă și căutăm, după ce căutăm 4, 5, 6 pattern-uri care anterior le-am analizat prin acest gen de videouri. Deci, repet, vor mai urma vreo 4-5 alte pattern-uri care sunt extrem de puternice și pot să întoarcă piața doar ele însele. Uitați din nou în bearish harami care ne arată o coborâre, dar vom discuta la săptămâna viitoare la un nou video. Deocamdată vreau să asimilați cât mai bine aceste informații care le-am dat. Sunt extrem de simple, extrem de banale. Memorați doar două candlestick-uri precum și denumirea lor și le căutați în grafic. Nimic mai simplu. Dragii mei, dacă v-a plăcut acest video, vă invit să dați un click pe să dați un like la acest video. Dacă nu sunteți abonați și vă plac atât videourile mele, stilul meu, analiza mea tehnică, direcțiile mele, vă invit să apăsați aceste două butoane, abonează-te și apoi acest clopoțel. Fiind weekend, sfatul meu este să vă uitați fie azi, fie mâine și duminică, deci în fiecare zi la acest video, să puneți în practică astfel încât să vă obișnuiți cu acest tip de candlestick care vor, după aceea vor urma și altele și trebuie să le aveți în vedere. Și dacă vă place acest tip de analiză tehnică, să o luăm de la zero și să vă duc cât mai mult din punct de vedere al analizei tehnice, puteți să-mi scrieți în comentarii. Eu, evident, mă voi uita și la timpul pe care voi îl petreceți pe acest video și îmi dau seama, de exemplu, acum sunt 33 de minute. Dacă o să văd că voi v-ați uitat 5 minute, s-ar putea să nu mai fac video pentru că nu există interes, ci doar vă uitați la analizele mele, luați intrări, ieșiri, ați câștigat bani și atât, deci nu vreți să învățați și voi. Dacă și această statistică o să vă arăt foarte clar peste, nu știu, să spunem o săptămână, să spunem la următorul video, o să vă arăt exact la numărul de vizualizări care îl vedeți și voi spus la fiecare video și câte minute ca și medie și îmi va fi vizionat acest video și îmi voi da seama dacă voi vreți din suflet sau nu să continui cu acest video. Dacă nu, pentru mine, dacă nu vreți, pentru mine este mai bine căci nu mai pierd cel puțin o oră și jumătate, două, făcând doar acest tip de videouri. Mă duc unde sunt căutat și dorit. Și cam atât. Deci, pentru cei care nu sunt abonați, puteți să faceți un canal de YouTube. Aveți tutoriale pe
pe net durează 2 minute, apoi sfatul meu este să apăsați pe ambele butoane, inclusiv pe clopoțel, pentru ca YouTube-ul să vă anunțe imediat ce eu am lansat, am urcat un video pe YouTube. Vă doresc un weekend relaxat, plăcut, minunat. Se anunță căldură, așa că ieșiți la iarbă verde, ieșiți la apă, relaxați-vă și de luni o luăm, sau poate chiar știu, dar luni, marți, vom începe o nouă analiză pe ceea ce m-ați rugat pe în ultima acest video cu analiza celor de la Intel și o să continuăm cu analiza tehnică Elliott, așa cum v-am obișnuit, și acest lucru eu îl fac pentru mine și vă arăt ceea ce eu, să spunem așa, sunt în stare, și ca voi astfel să aveți o altă sursă de inspirație în tradingul vostru, pentru că și eu sunt de acord că piața americană este mult mai profitabilă și, repet, eu tranzacționez și short, astfel încât eu câștig bani și pe scădere și pe creștere, nu să lucrez doar cu spot, nu sunt genul să cumpăr. Am văzut că mulți colegi de-a mei au strategia să culeagă dividende și astfel să câștige bani. Îi respect, fiecare cu strategia lui. Eu sunt mai mult pe partea de tehnică. Dacă într-o zi câștig 200-300 de euro pe o companie, sunt foarte mulțumit. Am poziții mai lungi, mai astfel încât fiecare săptămână și lună să am o sumă destul de mare de bani, mai mare decât un salar mediu sau și mai mare, și se poate câștiga bani extrem de ușor, mai ales că eu tranzacționez CFD-uri cu un levier destul de mare de atâția ani de zile și câștig bani pe scădere, ceea ce cei care sunt pe spot acum nu prea au cum, și au cumpărat pe scăderi, pe trend down, și tot au cumpărat și au cumpărat și piața a căzut și acum sunt pe minus, dar na, fiecare cu strategia lui. Deci, dragii mei, relaxare maximă și ne revedem cu bine la următorul meu video. Aștept feedback-ul vostru în comentariile acestui video, dacă să continui sau nu cu acest gen de analiză tehnică, care vă iau de la zero, pas cu pas. Fiecare video va avea elemente practice, vom căuta și combina strategii și să folosiți ambele. Toate cele foarte, foarte bune!